Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al acelea slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Vă invităm să vă așezați. Stimați frați, stimate surori, iată-ne din nou împreună în seara aceasta la Cuvântul Domnului. Subiectul pe care aș dori să-l abordăm prin Duhul lui Dumnezeu și la care să primim puțină lumină este cu privire la voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. De dimineață puțin s-a atins acest lucru, au fost câteva cântări și în seara aceasta care vorbeau despre voia lui Dumnezeu pentru viața noastră și atât mesajul din seara aceasta va fi despre aflarea voii lui Dumnezeu pentru viața de zi cu zi. Este una din cele mai mari provocări pe care le avem în calitate de creștini, să ne asigurăm întotdeauna că deciziile noastre, faptele noastre sau că noi înșine suntem în voia lui Dumnezeu. Vă doriți să fiți în voia lui Dumnezeu? În mod automat toată lumea spune amin. Acum, înainte să ne uităm la câțiva pași care să ne ajute în aflarea voii lui Dumnezeu, în discernerea aceasta, vreau să vă spun un eveniment din viața poporului Israel. Poporul Israel, pe timpul lui Ieremia, și-a dorit la un moment dat, chiar după ce a fost cucerit de către Nebucarnețar, căpetania care a fost pusă peste acel popor a fost omorâtă de către Ismail, respectiv Gedalia, poporul undeva s-a dus spre Betleem, vrea să fugă în Egipt și înainte să fugă în Egipt și-a luat inima întins, s-a dus la Ieremia și a zis următorul lucru: du-te, Ieremia, și întreabă-l pe Domnul ce să facem, să stăm aici în țară? Uite că conducătorul nostru, care a fost pus de către Nebucarnețar, care trebuia să vegheze asupra noastră, a fost ucis. Noi avem teamă acum de Nebucarnețar, ne este teamă că va veni, se va răzbuna pe noi, ca israeliți, și ne va nimici. De data asta nu cred că o să ne mai rob pe careva, ci o să ne nimicească pe noi, pe copiii noștri, casele noastre, vile noastre, tot ceea ce avem o să fie șters pe fața pământului. Ieremia le zice: stați 10 zile, mă duc între pe Domnul și vin și vă zic. Poporul spune: ce va zice Domnul, aceea vom face. Repet, poporul zicea: Ieremia, du-te, întreabă-l pe Domnul pentru noi și ce va zice Domnul, aceea vom face. După 10 zile, Domnul îi vorbește lui Ieremia. Ieremia 42 e capitolul din care vă relatez această întâmplare din viața poporului Israel. Ce răspuns credeți că a dat Dumnezeu? Rămâneți în țară. Israeliții ce au zis lui Ieremia? Ieremia, nu ți-a vorbit Domnul. Tu ești de partea lui Nebucarnețar. N-are cum să spună Domnul ca noi să rămânem în țară. Noi ne frică de foamete, ne frică de sabie, ne frică de război, ne frică de ciumă. Noi mergem în Egipt. Și-au plecat în Egipt. L-au târât pe Ieremia cu ei în Egipt. Poate ați auzit în istorie de celebra bătălie de la Tahpanes. Celebra bătălie în care Egiptul ca putere a fost nimicit pentru totdeauna. Și din momentul acela, Imperiul Babilonian a prins și mai mare amploare. Știți ce s-a întâmplat la bătălia de la Tahpanes? Nu doar egiptenii au fost nimiciți de Nebucarnețar, ci toți acei israeliți
care au fugit și n-au ascultat de voia lui Dumnezeu, descoperită prin gura prorocului Ieremia către ei în mod clar în situația aceea de ananghie în care se aflau. Și acum vă întreb din nou, dacă a spus la început că doriți să aflați voia lui Dumnezeu, știți ce se poate întâmpla dacă nu vom accepta și nu vom trăi în ea? E mai bine să nu o știi, că pedeapsa e mai mică. Dar dacă o știi și nu o faci, atunci nu va fi binecuvântare, ci va fi cealaltă fațetă a monedei care va fi revărsată asupra noastră. Câțiva pași să ne ajute să discernem bine voia lui Dumnezeu pentru viața noastră de zi cu zi. În relatarea pasajului biblic din care am citit, din Faptele Apostolilor, capitolul 1, e vorba despre ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea, imediat după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, ucenicii stăteau în camera de sus și trebuiau să aștepte pogărârea Duhului Sfânt și începerea bisericii care trebuia să se nască în acele zile la cincizecime, odată cu coborârea Duhului Sfânt. Ei bine, aflăm că în acea perioadă de timp, de vreo 50 de zile, respectiv 40 de zile, de la înălțare până la coborârea Duhului Sfânt, ucenicii stăteau într-o frământare. Și una din frământările lor pe care au avut-o era cu privire la cine să fie înlocuitorul lui Iuda. Trebuie să fim 12, așa era scris, numărul acesta l-a rânduit Domnul Iisus Hristos, Iuda, știm ce s-a întâmplat și cu el, dar acum trebuie să găsim un înlocuitor pentru Iuda. Cum credeți că au procedat ei? Haideți să ne uităm puțin în textul acesta pe care l-am citit, să observăm ce pași au parcurs ucenicii Domnului Iisus Hristos când l-au ales pe Iuda și cumva din pașii aceștia putem să luăm învățătură pentru inima noastră și în seara aceasta. Și dacă suntem frământați, poate chiar în seara aceasta, cu această întrebare, sunt eu în voia Domnului, ce să fac în cutare și cutare lucru, Dumnezeu poate să ne aducă și nouă lumină, lumină de sus din partea cuvântului Scripturii. Primul pas pe care trebuie să-l facem este întotdeauna afirmarea problemei. Nu ascunderea ei, nu tăgăduirea ei, ci afirmarea clară a problemei. Așa citim în versetul 16, că în zilele acelea, Petru s-a ridicat în numărul celor 120 de ucenici și le-a zis, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai dinainte prin gura lui David despre Iuda care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru, era părtaș acelea slujbe, da? Și ne spune practic motivația în baza căreia ei trebuiau să caute un înlocuitor pentru Iuda. Petru își afirmă problema cu care ei se confruntau. Când dumneavoastră doriți să înțelegeți voia lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră, de obicei, când interesează voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Nu neapărat în multe domenii care sunt clare în Scriptură. Că știm că voia lui Dumnezeu, în principiu, e sfințirea noastră. Într-un mod general, trebuie să căutăm sfințirea. Dacă trebuie să aleg între ceva păcătos și ceva sfânt, mai trebuie să merg în rugăciune să întreb pe Domnul, Doamne, să mă apuc de băutură sau să mă duc la biserică? Care credeți că e răspunsul? Nici nu trebuie să-L întreb pe Dumnezeu, da? Doamne, bine seara asta să mă duc la biserică sau să mă duc în club sau undeva în altă parte cu prietenii mei? Din start, n-are sens să-L întreb pe Dumnezeu, că voia, în mod general, este sfințirea. Dar de multe ori trebuie să întrebăm pe Dumnezeu când lucrurile par bune de ambele părți, ai două variante aproape identice și nu știi pe ce cale să te duci. Atunci e mare nevoie să-L întreb pe Dumnezeu. Probabil de multe ori tinerii au frământarea aceasta când își aleg o carieră sau când se întemeiază o familie sau când dumneavoastră ați venit încoace din România în Germania sau frământările care le aveți, ne întoarcem înapoi acasă, rămânem aici. Știți că apar aceste frământări după un număr de ani pe care îl petreceți. Chiar și fratele meu care locuiește tot așa ca un dintre dumneavoastră aproximativ de 10 ani în Germania este frământat cu această preocupare să mai rămân în țara aceasta. Uite ce se întâmplă cu educația, am copii, unul este mare, alții sunt doi mai micuți, mare sunt să stăm, ne ducem acasă, ne ducem în altă parte. Tot timpul va fi o tensiune continuă în noi înșine cu privire dacă ne aflăm în voia lui Dumnezeu și ce este mai bine să facem. Așadar, din start vă spun că nu trebuie să întrebăm pe Domnul dacă e ceva păcătos și ceva sfânt. Automat trebuie să alegi, în calitate de copil al Dumnezeu, ceea ce e curat, ceea ce e drept, ceea ce e corect. Nu trebuie să întrebi pe Domnul, Doamne, oare ce să fac acum? Să copiez la examenul ăsta sau să învăț? Da? E din start o întrebare total greșită, care denotă o imaturitate pe care o avem. Doamne, oare ce mai bine? Să-i dau mită sau să-i explic situația? Da? Ai de ales, să iau amendă sau, nu știu,
să îl jonglez pe respectivul. De aceea, din start trebuie să alegi ceea ce este corect, ceea ce este drept, ceea ce este sfânt, pentru că altfel înseamnă că nu conlucrăm cu Dumnezeu, conlucrăm cu Tatăl minciunii și nu cu Cel care este Tatăl luminii. Deci, primul pas pe care îl observăm de la versetul 16 la versetul 20 este că trebuie să afirmăm problema, să nu ascundem, să spunem ferm: Doamne, eu mă frământ cu această problemă. Eu am necazul acesta, în fața mea este această incertitudine, sau aceste două, trei, patru, cinci căi, nu știu pe care să mă duc. Doamne, nu-i în ochii mei, sau din perspectiva ta înțeleg că nu-i păcătos cu tare și cu tare lucru, dar totuși încă nu am o călăuzire exactă pentru o anumită direcție pe care să o apuc. Lămurește-mă și dă-mi tu, da, direcția bună pe care să merg. De aceea, când se afirmă problema, am văzut că Apostolul Petru o explică că ei trebuia să fie 12, așa era numărul acela perfect luat de către Domnul Iisus Hristos pentru ucenici, mai apoi ne arată tot în aceste versete la care a făcut referire de la 16 la 20 că trebuia să se împlinească Scriptura și să citească doi psalmi, se citează psalmul 63 cu 25, unde zice că locuința lui să rămână pustie, nimeni să nu mai locuiască în ea, și apoi se citează psalmul 109 cu versetul 8, care spune slujba lui să o ia altul. Așadar, Petru zice, ceea ce noi dorim să facem acum, să găsim un înlocuitor pentru Iuda, are și suport biblic. Biblia ne spune că slujba unui om trebuie să fie luată de către altul, trebuie să căutăm un alt înlocuitor. Și apoi ar mai fi și îndreptarea mărturiei. Versetul 19 ne spune că locuitorii care erau în Ierusalim au dat un nume ogorului care a fost dobândit cu prețul acelor 30 de arginți, și anume numele acelui ogor era Acheldama, ogorul sângelui. Toată lumea știa că ogorul acela era cumva un ogor, între ghilimele spus, mai mult sau mai puțin, un ogor blestemat, un ogor al sângelui. De aceea au fost îngropați, cum citim în Biblie, străinii și așa mai departe. N-a fost folosit, da, pentru o altă cauză decât, iarăși, o cauză nobilă care să fie oferită pentru cei nevoiași. De aceea e foarte, foarte important, întâi de toate, să afirmăm problema cu care ne confruntăm înaintea lui Dumnezeu. Al doilea pas pe care îl observăm în acest pasaj apare în versetul 21 și în versetul 22. E discernerea sau, dacă doriți dumneavoastră, afișarea criteriilor. Prima dată afirm problema pe care o ai și după aceea încerci să afișezi din Biblie criteriile pentru problema pe care o ai. Te uiți să sortezi posibilitățile care stau înainte. Și dați-vă și dumneavoastră la câteva mănunte care ne apar în acest verset 21. Ei doreau un înlocuitor pentru Iuda, știau că slujba lui trebuia să fie luată de către altul, dar au pus câteva criterii. De exemplu, când probabil îți alegi un loc de muncă, poți să pui câteva criterii și zici, eu mi-aș dori, dacă tot sunt pucăi și tot mă duc la muncă, să am duminica ocupată. Nu, duminica liberă. Aici, în Germania noastră, e mai ușor. Mai dacă nu lucrați cumva în ture, vă este mai ușor. În România, când te angajează, dacă îți spui, mai ales pe litoral, veniți la noi la Constanța vara să lucrați dacă sunteți studenți și zici, nene, eu vreau duminica să mă duc la biserică. Deci orice altă zi ți-o dau, dacă vrei lunea, marța, miercurea, dar sâmbăta și duminica să nu fie aici la muncă, pe atunci eu fac cel mai mare profit. Sau dacă ești angajat la mall undeva, în oraș, în România, ei te cheamă să fii la serviciu și duminica. Dacă s-ar putea și în ziua de Crăciun ar ține magazinul deschis în România și te-ar chema la muncă. Ei bine, o mare curaj pe care trebuie să-l ai și să te duci, am dat doar acest exemplu, să zici, eu vreau să lucrez, dar uite, asta e condiția mea. Adventiștii, de pildă, sunt mai fermi pe poziție. Și zic, dacă nu-ți place, ne retragem. Dar noi sâmbăta nu mișcăm nimic. Din punctul acesta de vedere, ei sunt mult mai vertical decât poate noi, ceilalți ca evanghelici, suntem în privința aceasta. De aceea, uitați și dumneavoastră că au pus câteva criterii ca să discearnă și să priceapă cine va fi în stare să ocupe funcția aceea pe care a avut-o Iuda. Primul criteriu e următorul. Versul 21. Trebuie, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi. Acum, în versiunea aceasta pe care noi avem a Bibliei trasă de către fratele Dumitru Cornelescu, nu apare termenul de bărbat, dar
La 10 ani distanță, nu știu dacă v-am spus cu altă ocazie când am fost în mijlocul dumneavoastră, fratele Dumitru Cornelescu a mai realizat o altă traducere, una mai literală, mai fidelă textului Scripturii. Și acolo menționează exact ca în greacă. Zice, trebuie deci ca un bărbat. Când zice, trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit, apare cuvântul bărbat. Ei bine, până în momentul de față n-a fost prea mare frământare în lumea evanghelică din România. Poate în Europa mai fost. Dar când cauți un înlocuitor pentru o funcție religioasă în Europa și în America, deja oamenii zic, dar de ce numai bărbații? Hai să punem și femeile. Da? În orice altă parte de slujire e posibil și credem în egalitate, dar în roluri diferite și în familie. Credem că sunt creați bărbatul și femeia în mod egal, nu unui mai sfânt și altui mai nesfânt, unul mai bun și altul mai puțin bun. Dar avem lor roluri diferite. Dar în biserică, așa vedem că s-a respectat acest criteriu și în alegerea înlocuitorului lui Iuda. Trebuia să fie un bărbat. Mișcarea feministă, pe de o parte, s-a dus foarte mult în contrast cu ceea ce a fost. Da, pe de o parte, femeile au fost subjugate și au fost nedreptățite. Nimeni nu contestă lucrul acesta. Dreptul la vot le-a fost oferit foarte târziu încoace, după anii 1900. Dar totuși, în ceea ce privesc lucrurile spirituale, Dumnezeu a lăsat ca cel care să fie reprezentantul lui Dumnezeu în cele spirituale să fie bărbatul. De aceea și-a ales Domnul Iisus Hristos, ucenicii care să fie, de fapt, cei care să îl reprezinte și să ducă lucrarea sa mai departe. De aceea a trebuit să fie un bărbat. Un bărbat. Știm în 1 Corinteni 14 când se mai reglementează puțin din ceea ce înseamnă închinarea în biserică, care este statutul femeilor în biserică, care este statutul bărbaților în biserică. Da, trebuia foarte important să fie bărbat. Dar apoi, al doilea criteriu care apare foarte clar în pasajul nostru și pe care l-am menționat, era că trebuia să fi fost persoana respectivă, pe lângă faptul că trebuia să fie bărbat, și părtaș grupului de la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos și până la sfârșit. Când a început lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos? Cu ce eveniment a debutat lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos? Păi ne spune pasajul acesta, cu începere, versul 22, cu începere de la botezul lui Ioan, când Hristos Domnul a fost botezat de Ioan în Iordan, și când s-a înălțat lucrarea Domnului Iisus Hristos de pe pământ, sfârșitul, și până în ziua când s-a înălțat El de la noi. Deci să fie bărbat, și pe lângă faptul că trebuia să fie bărbat, trebuia să fi fost părtaș grupului de ucenici. De când a început Domnul Iisus Hristos lucrarea publică în cei 3 ani și jumătate, de la botez și până la înălțare, să fi umblat și El în marele grup de ucenici, nu în cel de 12, poate în cel de 70, în cel de, nu știu, 120, într-un grup mai mare, alături de ceilalți. Era un criteriu foarte, foarte important. Și apoi, ultimul criteriu, care este menționat în finalul versetul 22, să fi fost, de fapt, un martor al învierii. Să-L fi văzut și El pe Domnul Iisus Hristos înviat. Știm că Iisus Hristos, când a înviat, s-a arătat Mariei, s-a arătat lui Petru, s-a arătat ucenicilor, s-a arătat și lui Toma, dar s-a arătat și la peste 500 de frați odată în Galileea. Deci trebuia un locuitor lui Iuda să fi avut și el acest eveniment petrecut în viața lui. Să-L fi văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat. Pentru că el trebuia să depună mărturie despre învierea lui Iisus Hristos. Dacă se întâmplă un accident undeva, în afara orașului, știți că de obicei, poate așa este și aici în Germania, e nevoie când se încheie acele procese verbale de martori, să depui o mărturie. Pe cine aia martor poliția? Pe unul care a văzut ce s-a întâmplat sau pe unul care, nu știu, a fost în altă parte? Evident, dacă trebuia să fii ucenicul Domnului, să fii apostol și trebuia să depui mărturie, că de multe ori când citim epistole se spune felul următor: noi cei care l-am văzut cu ochii noștri, l-am pipăit cu mâinile noastre, am mâncat cu el și am locuit cu el. Noi vă spunem lucrurile acestea, le adeverim. Așa zice de multe ori Pavel și Petru când își întărește mărturia cuvintelor pe care el le oferă. De aceea era foarte important ca cel ce urma să fie înlocuitorul lui Iuda să fi fost de fapt un martor al învierii. Frați și surori, am citit că erau adunați la oaltă 120. După ce au pus și au afișat aceste 3 criterii, să fie bărbat, să fi fost părtaș grupului de la început, de la botez până la înălțare, să-L fi văzut și pe Hristos Domnul înviat. Știm că și Apostolul Pavel a avut această revelare, de aceea spune și el, ultimul apostol am fost eu, da? Și mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri, deși nu meritam, pe drumul Damascului.
Și iată că și Apostolul Pavel, de aceea s-a calificat să fie și Apostolul Pavel trecut în rândul ucenicilor Domnului Iisus Hristos al apostolilor. Cât s-au calificat din cei 120 când s-au pus aceste trei categorii? Doi. Acum, din câți e mai ușor să alegi? Din 120 pe 1 sau din 2 pe 1? Normal, ați prins foarte bine de ea. E numai ușor să iei o decizie când ai două posibilități. Când ai 120, deja ești copleșit de numărul acela mare de posibilități, de alternative, de drumuri pe care să te duci. Am o problemă, o afirm, eu spun lui Dumnezeu. După aceea mă uit în Biblie să văd ce spune Dumnezeu despre ceea ce vreau să fac. Poate vreau să mă căsătoresc. În Biblie Dumnezeu îmi spune cam cu cine ar trebui să mă căsătoresc. Și nu mi se spune nici înălțimea, nici culoarea ochilor, nici greutatea, nu știu, ce alte dorințe pe care le avem fiecare dintre noi, ci spune doar atât. Să fie încheiată în Domnul. Practic, dacă îți place, dacă te înțelegi, stai, să fie încheiată în Domnul. Da? Adică să fie un om mântuit, un om credincios. Apoi ce alte lucruri? Sunt niște lucruri care ne plac, mai mult sau mai puțin, pe care le putem accepta sau nu și le vedem ceea ce se întâmplă în discuția pe care o vom avea în acea perioadă de cunoaștere cu celălalt. Dar cel mai important lucru este să fie un om mântuit, să fie încheiată acea căsătorie în Domnul. De altfel, așa le zice Apostolul Pavel, am vrut să spun Apostolul Petru, dar Apostolul Pavel când vorbește despre cei care le-au murit, soții sau soțiile, și vor trebui să se recăsătorească. Cu cine vor? Numai în Domnul. Aia era singura reglementare foarte clară. Să se recăsătorească cu cine vor, dacă le-a murit soțul, soția, dar în Domnul, să fie în Domnul. Acum, nu-i suficient să fie doar botezat. Că un păstor zicea, mulți draci am botezat în cursul anilor. Am spus dimineața că nu știu ce se întâmplă totdeauna cu sămânța respectivă. E ogorul bun? Nu e ogorul bun. Ci trebuie să vă asigurați că este de fapt o persoană cu o relație bună cu Dumnezeu născută din nou. De aceea, afirmați-vă problema pe care o aveți, spuneți-o lui Dumnezeu, dar apoi uitați-vă foarte mult în Scriptură, uitați-vă în Scriptură ce zice Domnul despre ceea ce vrem să facem. Petru a zis, avem o problemă, trebuie să găsim un nou apostol. Iuda a murit, trebuie să căutăm un înlocuitor. Dar iată ce criterii trebuie să îndeplinească apostolul pe care trebuie să-l alegem. Și când au afișat acele criterii, din 120 de posibilități, toate s-au redus doar la două alternative. Și așa citim că ne spune versul 23. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Și ultimul pas pe care trebuie să-l facem este, evident, să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu. Dar cum îl așteptăm? Într-un mod activ. Pentru că vedem că de la versetul 24 ei s-au rugat lui Dumnezeu. S-au rugat lui Dumnezeu. Au făcut un apel în rugăciune lui Dumnezeu. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales. O rugăciune în care au respectat autoritatea și suverenitatea lui Dumnezeu. De aceea, practic, la fel cum Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețiman s-a așezat sub autoritatea lui Dumnezeu, la fel și noi, când vom discerne lucrurile și vor rămâne doar cele bune, doar cele sfinte, dacă există două posibilități, trebuie totuși să ne așezăm din nou în rugăciune sub autoritatea și suverenitatea lui Dumnezeu. Să zicem, Doamne, acum mie cam amândouă căi care au rămas, sau trei căi care au rămas, mi se par bune, sunt corecte, sunt sfinte. Dar deschidem și mie ochii, arată-mi și mie care e calea exactă pe care vrei ca eu să mă duc. Știți că în Ghețiman Domnul Iisus Hristos a zis, îndepărtează paharul acesta de la mine, e prea greu. Totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dacă Fiul a venit în lume ca să împlinească voia Tatălui și s-a așezat sub această autoritate a Tatălui, la fel și eu și dumneavoastră trebuie să ne smerim și să acceptăm într-un final prin rugăciune, deși poate ne rămân două, trei alternative, sfinte și curate amândouă, am trei dintre ele, să ne așezăm de fapt în suverenitatea lui Dumnezeu. Și ceea ce au mai făcut ei este faptul că au aruncat un sorț, au tras la sorț. Au tras la sorț și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Acum aș vrea să facem o paranteză, să vorbim puțin despre sorțul acesta. Știm că în Vechiul Testament se vorbește mult când poporul Israel a dorit să înțeleagă voia lui Dumnezeu despre această practică de a trage la sorți.
Știm că s-a tras la sorți când erau cei doi țapi în ziua Yom Kippur, în ziua ispășirii, care să fie jerfit și care să fie alungat pentru Azazel în pustie. Știm că s-a tras la sorți când a trebuit să se identifice păcatul lui Acan și Dumnezeu să-și oprească mânia deasupra poporului. Știm că s-a tras la sorți când s-a împărțit țara, dar știți că și țara când s-a împărțit, a fost împărțită totuși nu într-un mod haotic, într-un hazard de multe ori cum facem noi. Din păcate, am întâlnit în bisericile evanghelice practica cu bilețelele, dar vă spuneam, oamenii pun acolo de multe ori și da și nu, și voia aia bună, și aia care mai e păcătoasă, toate variantele le pun acolo. Și pare așa un fel de ruletă. Și întind mâna și iau și eu de acolo un bilet și atunci cumva mi-adorm conștiința că, uite, biletul acela e corect. Dar când au împărțit și țara, au ținut cont de o regulă foarte clară. Acolo a zis Dumnezeu, cei care sunt o seminție mai mare, să se ducă într-o zonă mai mare, mai întinsă. Cei care sunt o seminție mai mică, să se ducă într-o zonă mai restrânsă, mai mică. N-a fost, deși era împărțită la sorți, n-a fost totuși un sorț haotic, un hazard, o ruletă aruncată acolo. Și a fost acolo o regulă după care s-a împărțit și țara respectivă. Dar ceea ce m-a uimit în Scriptură e că dacă privim mai îndeaproape și mai cu ochii lui Dumnezeu, vedem că această tragere la sorți a fost de fapt de multe ori doar o departajare între două lucruri bune. Da? N-a fost între păcat, între negru și alb, ci între două lucruri care erau sfinte, între două lucruri bune. Și a fost folosită ca ultimă soluție când și alte variante erau la fel de bune amândouă sau amândrei câte erau acolo. Dar ceea ce mai mit și mai mult în Noul Testament e că începând cu cartea Faptele Apostolului, capitolul 2, n-am mai întâlnit niciunde această practică de tragere la sorți. Dumneavoastră ați întâlnit-o? În modul cel mai serios, fără să ne simțim careva dintre noi, nu știu, într-un mod nepotrivit, apăsați, jigniți de această afirmație, urmăriți în mintea dumneavoastră, dacă începând cu coborârea Duhului Sfânt, fapte 2, coborârea Duhului Sfânt, și începerea bisericii primare, pornirea bisericii, s-a mai procedat vreo tragere la sorți. Citim imediat că au trebuit să aleagă 6 diaconi. Nu? Sau 7 diaconi. 7 diaconi în biserică. Au tras la sorți? Nu? Dar știm că au afișat niște criterii, nu? Să fie umplut de Duhul Sfânt, să fie vorbiți de bine. Și mai era încă un criteriu, îl găsim dacă mergem la pasajul respectiv. Mai apoi, în fapte 15 cu 28, dacă poate să fie afișat acel verset, au trebuit să pună câteva reguli foarte clare pentru creștinii care erau în diaspora, care nu erau evrei, care nu vineau de sub lege. Și Petru și cu ceilalți care erau de sub lege, nu atât de mult ei cât ceilalți iudei care s-au convertit, erau și frământați cu o întrebare. Se pune și pe aceștia să mai respecte ceva din lege, ceva din decalog, din legea cel puțin morală și așa mai departe, ceremonială? Nu! N-au tras la sorți. Ce au gândit în felul următor? Uitați cum a zis aici, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Și urmează următorul verset, iarăși 4 criterii. Adică să vă feriți de lucrurile jefuite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Puteau să tragă la sorți să zică, hai să vedem, urin și tunim. Îi punem și pe ei să țină legea sau nu îi punem? Dacă nimerește biletul cu da, ține toată lumea legea. Dacă nu nimerește biletul cu nu, nu ține nimeni legea. Nu, ci a fost acolo, de fapt, o armonizare. O armonizare între Duhul lui Dumnezeu și Duhul nostru. Puțin mai dificilă această armonizare. De aceea noi ca oameni, de multe ori, ne este mai ușor să folosim o tragere la sorți sau orice altă variantă decât să așteptăm în tăcere, în rugăciune, răspunsul lui Dumnezeu sau să ne frământăm mintea și să vedem dacă ceea ce dorim e clar după Scriptură, după voia lui Dumnezeu. E mult mai ușor să aștepți un răspuns rapid decât să stai și să-ți vorbească Domnul și să-ți armonizezi cugetul tău și dorințele tale cu voia lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, din perspectiva aceasta, văd creștinismul puțin mai atent, trebuie practicat și mai greu dacă doriți. Pe de o parte, noi ne bucurăm de vremea Harului la care făcea trimitere, fratele, la timpul de rugăciune.
Dar să știți că harul ne oferă grațiere foarte mult, adică nu ne pedepsește neapărat în momentul în care am greșit. Dar dacă nu ne pocăim, cum ar fi făcut legea, când ai greșit, te-a sancționat, te-a amendat. Asta făcea legea. Cum ai greșit, trebuia să vii cu jertfa. Cum ai greșit, trebuia să stai că ai fost necurat 7 zile acasă și așa mai departe. Harul ne oferă multă grațiere. Dar dacă nu ne bucurăm de îndelunga răbdare lui Dumnezeu și ne pocăim de păcatele noastre, la final, cum o spuneam de dimineață, corecția pe care o face Dumnezeu în harul lui va fi una mai drastică decât poate cea pe care a practicat-o Moise cu legea în momentul respectiv când erau pedepsiți evreii. De aceea când căutăm voia lui Dumnezeu, trebuie să căutăm într-un mod final acea armonizare a Duhului nostru cu a Duhului Dumnezeu, a voii noastre cu voia lui Dumnezeu. În sensul acesta, 1 Corinteni 6:12 este un alt verset care ne poate ajuta, care a fost amintit iarăși la timpul de rugăciune, ne oferă două reguli. Două reguli foarte bune, ori de câte ori avem de a face cu luarea unei decizii. Aici Pavel vorbește într-un mod general și într-un mod foarte frumos și zice în felul următor: toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Prin absurd să spune că toate îmi sunt îngăduite. Orice vă trece masa prin minte, teoretic, dacă suntem în vremea Harului, ne-ar fi îngăduit. Dar, pune o condiție aici, Pavel, dar nu toate sunt de folos. Regula utilității, ceea ce vreau să fac. Mi-e util? Mi-e de folos? Păi dacă nu mi-e de folos, nu mi-e util, de ce să mai fac? Poate că nu e neapărat un lucru păcătos. Fiind creștini, nu trebuie să ne gândim acum că noi vom hotărâ, cum vă spun la început, tot timpul între ce e păcătos și ce nu e păcătos. Că asta din start le excludem. Poate e un lucru bun, dar trebuie să mă întreb, îmi va fi util, îmi va fi de folos? Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și apoi a doua regulă, pe lângă cea utilității, este regula controlului, când spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dacă voi accepta slujba cutare, dacă voi accepta, nu știu, statutul cutare, dacă mă voi duce în cutar loc, dacă voi accepta prietenia cutare, va fi aceea cea care mă va subjuga, va pune stăpânire pe mine sau singurul stăpân pe care îl voi avea în continuare va fi numai Dumnezeu. El trebuie să ne rămână singurul stăpân. În rest, noi nu trebuie să ne facem robi și să nu fim robiți de nimeni și de nimic. Nici de vreun om și nici de vreo patimă sau de vreo altă practică sau de vreun alt obiect sau nu știu, de vreo altă atitudine pe care obiceiuri și așa mai departe putem să le avem în viața noastră. Acestea sunt câteva lucruri foarte practice care ne pot ajuta în această armonizare. În încheiere aș putea să vă mai dau câteva exemple de lucruri foarte practice care să ne ajute în această armonizare a Duhului nostru cu Duhul lui Dumnezeu. De pildă, trebuie să privim în felul următor, și anume, ceea ce vreau să fac, să-l trec prin trei filtre. În relația mea cu Dumnezeu, prin filtrul relației cu Dumnezeu, prin filtrul relației cu mine însumi și apoi prin filtrul relației cu seminime, cele mari trei coordonate foarte clasice pe care le folosesc de multe ori teologii și păstorii când prezintă un adevăr al Scripturii. Cum mă influențează decizia, lucrul pe care vreau să-l iau, nu știu, schimbarea pe care vreau să o fac în viața mea, cum îmi va influența relația cu Dumnezeu, cum va influența relația cu mine însumi și cum îmi va influența relația cu seminii mei. Îl glorifică, de pildă, fapta pe care vreau să o fac pe Dumnezeu? Pot realiza numele acela în numele Domnului? Odată, fratele Marius Cruceru era și el întrebat de multe ori cu privire la voia lui Dumnezeu și exact acest răspuns, țin minte când eram adolescent, la un tânăr tineret, din l-a oferit în ce privește căutarea voii lui Dumnezeu. Ce, dacă e un lucru pentru care nu poți să te rogi, nu-l face. Înseamnă că e păcătos. Dacă nu poți să te rogi, să zici, Doamne ajută-mă că mă duc să fac cu tare lucru, nu e bine. Atunci oprește-te, că deja mergi pe o cale care nu e bună lui Dumnezeu. Nu-l glorifică. În relația cu mine însumi, ce efect va avea acest lucru asupra trupului meu, asupra minții mele? Da? Deja vă spuneam, mă va subjuga, mă va robi, mă va influența negativ, mă va influența pozitiv. Da? Sau în relația cu semenii mei, fapta aceasta pe care vreau să o fac, va ajuta pe cineva? Fapta aceasta va fi o pricină de potignire? Dacă e o pricină de potignire, la ce folos? Înseamnă că nu sunt suficient de matur spiritual și doar am căutat binele meu și n-am căutat și binele trupului Hristos sau a semilor mei. De aceea închei seara aceasta cu un verset din Psalmul 143, versetul 10, care spune în felul următor: învață-mă să fac voia ta,
căci Tu ești Dumnezeul meu, Duhul tot cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Amin. Afișați-vă și spuneți Domnului problemele dumneavoastră. Uitați-vă în Scriptură, vedeți ce zice Domnul despre ceea ce vreți să faceți. Și apoi așteptați în tăcere răspunsul și ajutorul lui Dumnezeu. Nu vă grăbiți, nu știu, la un sorț. Vedem că începând cu fapte 2, Dumnezeu a lăsat să se fie acolo armonizarea cea perfectă între Duhul lui, între Scriptură, între practica pe care a trasat-o Dumnezeu și voia noastră. Căutați să trăiți în voia lui Dumnezeu și El vă va binecuvânta. E cea mai frumoasă dimensiune pe care trebuie să o experimentăm. Să ne știm și să trăim în voia lui Dumnezeu. Amin.